Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Se extinde rețeaua de canalizare și gaze pe mai multe străzi din comuna Lerești. Două microbuze electrice pentru transport școlar vor fi achiziționate de administrația locală a comunei Buzoiești. Meciuri de foc în weekend pentru juniorii de la Dinicu Golescu. În acest an, în comuna Lerești, va continua extinderea rețelei de canalizare și de gaze. Banii necesari acestei investiții sunt în mare parte din bugetul local și de la Consiliul Județean Argeș. În bugetul local al comunei Lerești, care a fost aprobat de curând, au fost prevăzuți bani pentru mai multe investiții în infrastructură. Cu o parte dintre acești bani se va continua extinderea rețelei de canalizare pe alte câteva străzi din localitate. Cum fondurile sunt insuficiente, administrația locală va primi diferența de bani de la Consiliul Județean Argeș. În paralel cu extinderea rețelei de canalizare, se va extinde și rețeaua de gaze. Am semnat contractul cu proiectantul pentru proiectarea extinderii rețelei de canalizare în comuna Lerești. Este vorba de strada Poduri, unde acea zonă unde dorim să o dezvoltăm urbanistic, unde avem introdusă rețeaua de apă, avem introdus și rețeaua de gaze cu finanțare de la Distrigaz, iar anul acesta continuăm cu extinderea rețelei de gaze, tot cu finanțare de la Distrigaz, deci practic bugetul local al comunei Lerești pe extinderea de gaze în Poduri nu a fost afectat cu niciun leu. Și avem proiectarea extinderii rețelei de canalizare. Pe strada Poduri, 1100 de metri, mai este strada Valea Mărului laterală, care face legătura între Valea Mărului și strada Erolul Cotenent Dumitru Lazea. Încă o porțiune de canalizare pe Valea Mărului, dincolo de canalul colector care merge pe aici. Sunt acele proprietăți care, datorită canalului, nu puteau să se racordeze și atunci am zis să venim cu o rețea paralelă o distanță de vreo 300 de metri ca să poată și dumnealor acele 12 gospodării să poată fi racordate la canalizare și mai avem pe ulița Țarină o laterală de 120 de metri de canalizare. Valoarea proiectului este undeva la 2.300.000 de lei. Avem bani de la bugetul local și de la bugetul Consiliului Județean. Ne-au fost alocate sume prin solicitările pe care le-am depus la Consiliul Județean pentru această canalizare. O altă veste bună pentru lereșteni este aceea că tot în acest an vor demara lucrările la sala multifuncțională de sport, care va fi executată prin Compania Națională de Investiții. Pentru anul acesta, primarul comunei Buzoiești, Ion Tănase, și-a propus să achiziționeze noi utilaje și mijloace de transport necesare în localitate. Astfel, cu bani din buget, va achiziționa un auto greder și cu bani de la Ministerul Educației, două microbuze electrice de transport școlar. Pentru a nu mai apela la diferite firme ca să împrumute utilaje pentru a executa lucrările de pe raza comunei Buzoiești, primarul localității, Ion Tănase, a investit în dezvoltarea parcului auto. Cu bani guvernamentali a reușit să achiziționeze o camionetă, iar cu bani din bugetul local a cumpărat de la Serviciul de Ambulanță Județean două ambulanțe pe care le-a transformat în mijloace de transport. Pentru anul acesta s-au prevăzut bani în vederea achiziționării unui greder și s-au depus toate actele necesare cumpărării cu bani de la guvern a două microbuze școlare electrice. Mai avem în plan să achiziționăm un greder pentru primărie, să remediem, deci vis-a-vis de bugetul de anul ăsta, un asfalt în zona Tomșanca. Grederul luat cu bani din bugetul local? Din bugetul local, da. Da, din bugetul local. Pentru că intenționam mai de mult, am vrut să luăm un utilaj mai micuț, așa, ca să-l băgăm pe străzile mai înguste, dar n-am găsit ce ne doream. Anul ăsta o să o rezolvăm. Am mai făcut diverse... Și odată cu achiziția acestui utilaj, veți rezolva și problema cu șanțurile?
Păi inundate și cu... Cu șanțurile, să știți că bine, nici n-au mai fost ploile de altă dată, dar am mai luat din aproape în aproape, am reușit să mai rezolvăm cu zonele care au fost deficitare, da. Mai e de lucru. Da, am avut, așa este. Da, avem și un bulldo excavator, am achiziționat tot așa pentru nevoile proprii ale primăriei o camionetă cu bani de la guvern. Deci am luat de la guvern vreo 9 miliarde și ceva anul trecut și finele anului 2020. Bani care i-am investit în consultanța cu asfaltarea, o parte contribuția primăriei 4 miliarde vechi la sala de sport. Am achiziționat mașina asta. De fapt, în colaborare și cu ambulanța Argeș, și am mai luat două mașini, un turism și o ambulanță, care am transformat-o în autoutilitară. Tot așa am zis că să avem... O ambulanță pe ce... din această casată de serviciu. Da, de serviciu, dar sunt în stare foarte bună. Le-am scris pe primărie. Deci v-ați mărit parcul parcul auto. Da, am discutat la Ministerul Educației, sper la anul... Dacă nu, la finele acestui an să achiziționăm două mașini electrice, vin și ne montează și stația electrică, una de 28 de locuri pentru transport școlar, una de 16 locuri. Că avem două zone. Aveți de gând să luați două microbuze? Microbuze electrice, școlare, da. La ora actuală, cu încă un buldo excavator achiziționat în urmă cu câțiva ani și cu utilajele procurate recent, administrația locală a Comunei Buzoiești are cu ce se descurca pentru lucrările din localitate. Asociația Pensionarilor din Câmpul Lung are în desfășurare un program echilibrat pentru pensionari. În acest an se vor organiza conferințe pe diferite teme și din diferite domenii, excursii tematice și, nu în ultimul rând, șezători literar-artistice. Nou înființată Asociația Pensionarilor Câmpulungeni, care are un număr considerabil de membri, a întocmit pentru anul în curs un program de activități generos. Acesta cuprinde excursii tematice, întâlniri cu oameni de știință, seminarii și cursuri gratuite de perfecționare în limbile străine. Facem cursuri de tot aici, de începători pe calculator cu sprijinul doamnei directoare a bibliotecii. Facem cursuri de limbi străine, engleză, franceză, germană, care ni le-am propus a început deocamdată engleza. Vrem să facem o excursie de o zi la Muzeul de Istorie, pentru că avem mulți membri veniți în ultima perioadă când s-au pensionat la Câmpul Lung, din București, din Brăila, din Galați și chiar noi să cunoaștem ultimele valori descoperite la Câmpul Lung. Vom avea o excursie de o zi pe care un specialist alpinist ne va da privind de traseele montane turistice din județul nostru. Și ne-am propus mai multe activități, chiar să găsim pe cineva să facem un curs pe tehnologia asta, noua telefonului, cum se poate folosi telefonul, să plătească întotdeauna ceea ce este necesar, să nu mai să stea la rând la diferite instituții publice sau private să-și plătească abonamentele. Avem multe în gând, am avut adunarea generală, s-a propus un program de lucru pentru anul ăsta, s-a stabilit cât de cât și un buget, nu avem venituri, noi ne descurcăm așa cum putem, avem susținerea domnului primar, ne-a promis, sperăm, că ne mai dă și încă un sediu mai încăpător, vrem să facem și gimnastică medicinală pentru cei care au nevoie, vrem să facem și alte consultanții, da, psihologi, juriști și alte persoane. Și mass media e lângă noi și vă mulțumim că... un program încărcat. Ne ajutați. E un program încărcat pentru că atunci când am ieșit la pensie ni s-a spus de cei tineri ce n-ați putut să faceți în viață, faceți acum. Și e vorba de timp. Atunci nu aveam timp. Acum mai avem ceva timp la dispoziție, cât mai avem. În prezent, asociația are un sediu provizoriu în cadrul Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung, însă s-au făcut demersurile legale la administrația locală pentru a obține un sediu permanent. Cele două grupe pregătitoare de la Școala Gimnazială Sfântul Iacob din Câmpul Lung au sărbătorit printr-o serie de activități împlinirea a 100 de zile de școală. Elevii au prezentat câte un proiect care a scos în evidență activitatea din această perioadă. Le prezintă toate anotimpurile din țara noastră. Și care sunt aceste anotimpuri? Le știi?
Deci cu ce începe? Uite, iarnă, nu? Iarnă. Acum, așa. Toamnă, da. Primăvară și vară. Bravo! Eu am un ceas cu 100 de piese, iar orele sunt orele petrecute la școală. Cum ți s-au părut aceste zile de școală? Bine. Bine? Da. Ce ai făcut tu aici la școală? Am scris pe caiete. Aici reprezintă niște floricele și frutura și doi porumbei. Reprezintă o grădină frumoasă cu mulți frutura și libelule și floricele frumoase. Sistemul solar. În curtea școlii, elevii au format cifra 100 și și-au exprimat bucuria prin câteva cântece. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung a vernisat o expoziție de pictură a elevilor care au participat la atelierul cu pisici. Îndrumați de profesorul Adelina Vorovenci, cei 25 de participanți au desenat cu talent și au exprimat prin imagini și culoare cunoștințele acumulate. Secția pentru copii a Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung a fost luată cu asalt de elevii care au participat în cadrul atelierului cu pisici la proiectul Ce mai face familia Vulpescu? Pictorii în devenire au creat desene așa cum și-au imaginat ei, simbolizând prietenia, dragostea și conviețuirea în bună înțelegere. De unde a pornit această idee cu familia Vulpescu? Mie îmi plac foarte mult vulpile și s-a dovedit a fi și celorlalți le place. Așa că am întemeiat familia Vulpescu. Numeroasă. Numeroasă. Ideea de a pune pe hârtie această poveste frumoasă, a cui a fost? A mea, în principal, dar după aia am mai extins ideea cu ajutorul celorlalți copii. Și cam cât timp v-a luat să puneți pe hârtie tot ceea ce s-a întâmplat, ideea fiecăruia, și să iasă așa o poveste minunată? Fiecare a avut timpul lui, iar toți într-o săptămână. Așa repede se lucrează? Da. Dacă există talent, bănesc. Eficienți, suntem eficienți. Cum ți-a venit ideea acelui afiș? M-am gândit că fiecare personaj are câte o personalitate, așa că vulpea mea este pictoriță. Mie îmi plac foarte mult să desenez persoanele și am încercat să combin o vulpe cu o persoană și am dat cumva însușiri omenești. Despre familia Vulpescu, ce poți să ne spui? Eu cred că e o familie destul de mare și împrăștiată mai peste tot în lume. Și că fiecare poate să-și creeze propria familie. Dar se pune întrebarea, ce mai face familia Vulpescu? Cred că bine. Picturile celor 25 de participanți la acest atelier au fost expuse spre a fi admirate.
Micii artiști au fost recompensați cu premii. La Biblioteca Municipală găsește expoziția de pictură cu titlul Ce mai face familia Vâlupescu, expoziție ce aparține atelierului cu pisici, coordonat de doamna profesoră Adelina Vorovenci. Lucrările expuse sunt realizate de copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani. Ilustrează o poveste a familiei de vulpi și a prietenilor ei. Noi am pregătit mici surprize pentru ei, diplome de participare, pe care noi le-am numit diplome de pictor, pentru munca pe care i-o depun și pentru magia care iese din vârful pensulei lor. Expoziția rămâne deschisă publicului larg până la sfârșitul lunii, iar orarul de vizitare este de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag! Lucrările pot fi admirate de către cei care pășesc pragul Bibliotecii Municipale Ion Barbu pe tot parcursul lunii martie. Prăznuită în fiecare an la data de 25 martie, Buna Vestire sau Blagoveștenia este cea mai veche sărbătoare dedicată Maicii Domnului. Este ziua în care Sfântul Arhanghel Gavril a vestit Sfintei Fecioare că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu. În bisericile ortodoxe, credincioșii au participat la Sfânta Liturghie. Este prima sărbătoare din postul Paștelui și este dezlegare la pește. Buna Vestire a fost sărbătorită de credincioși ortodoxi prin rugăciune și participarea la Sfânta Liturghie. Buna Vestire este prima sărbătoare confirmată în documente dintre sărbătorile Maicii Domnului. Praznicul Bunei Vestiri este în amintirea zilei în care Arhanghelul Gavril a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, astăzi răsună glas de bucurie în tot pământul. Astăzi Arhanghelul Gavril îi vestește Fecioarei Maria că va lua în pântece și va naște în lume pe Fiul lui Dumnezeu mântuirea întregului neam omenesc. Ziua de azi e mai sfântă și mai veselitoare decât toate zilele veacurilor, căci aduce bucurie și vestește mântuirea în toată lumea. Astăzi Dumnezeu a purtat cu milă și cu durare din cer spre pământ și a auzit suspinele strămoșilor noștri și plângerea tuturor celor ce se chinuiau în iad de la începutul lumii. Atât de adâncă este taina Dumnezeescului praznic de astăzi, încât nici mințile serafimilor și ale heruvimilor nu o pot pătrunde. Această părere nu este a mea, ci a Bisericii lui Hristos care cântă zicând așa, taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Dar oare a fost cu totul ascunsă de îngeri și de oameni această taină a întrupărului Dumnezeu cuvântul? Nu, căci a fost cunoscută de îngeri și revelată prin proroci, însă în chip cu totul umbros. Căci îngerii au vestit-o patriarhilor, iar sfinții proroci cu mult înainte, prin taine profeții mesianice, au descoperit venirea Mântuitorului pe pământ. Dar ceea ce nici îngerii, nici oamenii nu s-a știut, a fost chipul zămislirului Dumnezeu dintr-o fecioară. Aceasta o adeverește iarăși biserica prin cântarea care spune, iar minunea nașterii tale, a o spune limba, nu poate. Dar să arătăm mai întâi cum a luat ființa acest minunat praznic al Bunei Vestiri. Sfânta Evanghelie de la Luca ne spune următoarele. În luna a șasea, adică în luna martie, căci la evrei anul începe la 1 septembrie, a fost trimis Arhanghelul Gavril de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se numea Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea a zis, bucură-te de ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Buna Vestire sau Blagoveștenia este sărbătorită în fiecare an la data de 25 martie. Este prima sărbătoare din postul Paștelui, iar credincioșii au dezlecare la pește. Această sărbătoare este cunoscută în calendarul popular sub denumirea de Ziua Cucului, pentru că în această zi cântă prima dată vestind venirea primăverii.
În acest weekend, echipele de juniori ale Colegiului Național din Nicu Golescu au programate partide extrem de grele. Juniorii Under 17 și Under 19 întâlnesc sâmbătă pe teren propriu echipele similare ale clubului FC Argeș. În Liga Elitelor Under 15, echipa Colegiului Câmpul Lungean joacă duminică în deplasare la LPS Viitorul Pitești. Sâmbătă 26 martie, pe stadionul municipal din Câmpul Lung, echipele de juniori Under 17 și Under 19 ale Colegiului Dinicu Golescu întâlnesc puternicele formații ale clubului din Trivale în play-off-ul campionatului național de juniori la respectivele categorii de vârstă. Antrenorii Ovidiu Tică și Alin Durdun se așteaptă la un comportament cât mai bun al tinerilor fotbaliști mușceleni, ținând cont de faptul că echipele clubului din Trivale conduc în clasamentul fiecarei categorii. Cu toate acestea, Ovidiu Tică spune că faptul că cei mai buni juniori sunt cooptați la echipa din Liga a 4-a, Inter Câmpul Lung, ar trebui să reprezinte un imbold pentru aceștia, deschizându-li se în felul acesta posibilitatea de a evolua. Weekendul care a trecut am disputat primele jocuri din acest retur la nivel de juniori U17, U19 și U15 elită. Am avut două rezultate pozitive. Am învins la U15 acasă pe Chindia Târgoviște și la U17 la Alma Sibiu și un rezultat mai puțin favorabil, cel cu Schellenberg de la U19, unde, după cum știți, am pierdut categoric cu un 6-0. Urmează în acest weekend un joc la U17, U19 cu FC Argeș acasă și la U15 elită duminică la LPS Pitești. Sperăm să facem jocuri bune și la fel să adunăm cât mai multe puncte și victorii în acest mini retur, pot spune așa, din play-off și campionat regulat la U15 elită. E greu împotriva celor de la FC Argeș, ținând cont și de baza lor de selecție și de nivelul la care sunt echipele respective. Da, într-adevăr, FC Argeș atât la U17 cât și la U19 sunt pe primul loc în play-off. Da, va fi două jocuri dificile și vom încerca și noi să scoatem maximul din aceste două jocuri. Pentru noi e mult mai greu, să spun, atât la U19 cât și la U17 nu jucăm cu 2003 sau foarte puțin copii 2003, sau pe când cei de la FC Argeș vor prezenta sigur o echipă completă cum au jucat în acest tur, formată din jucători numai născuți 2003 under 19. Impietează în vreun fel faptul că cei mai buni juniori luați la lotul mare? Vă dați seama că și asta e un aspect important, dar pentru noi contează foarte mult viitorul, foarte mult ca acești copii să crească și vă dați seama, una este să joci la 18 ani, la nivel de seniori, asta, alta este să rămâi, dacă îți pot spune, pe loc la nivel de junior. Da, e foarte important, dar, repet, pentru noi cel mai important aspect este ca acești copii să poată să crească. Duminică, juniorii Under 15 de la Dinicu Golescu, echipă ce evoluează în play-off-ul Ligii Elitelor, se deplasează la Pitești pentru partida cu vecinii de clasament, LPS Viitorul Pitești. Liderul Seriei Nord din Liga a 5-a la fotbal, AS Dragoslavele, se poate distanța duminică la 5 puncte în cazul unei victorii pe teren propriu. Urmăritoarea ACS Vulturii Vulturești stă în această etapă. În cea de-a doua etapă din acest sezon de primăvară, liderul Seriei Nord din Liga a 5-a la fotbal, AS Dragoslavele, întâlnește pe teren propriu pe AS Budea de Jos. Dragoslovenii se pot distanța la 5 puncte în fruntea clasamentului, întrucât principala urmăritoare, ACS Vulturii Vulturești, stă în această etapă. Programul complet al etapei cu numărul 15 al Seriei Nord Liga a 5-a. AS Flacăra Boteni, ACS Voința Țițești. AS Dragoslavele, AS Unirea Budea de Jos, AS Cimentul Valea Mare Pravăț, ACS Viitorul Mihăiești, AS Partizanul Vlădești, AFCS Cetățeni, AS Contabilitate Stoienești, AS Petrolul Hârtiești, ACS Viitorul Rădești 2021, ACS Gloria Berevoiești, ACS Vulturii Vulturești stă. Handbalistele din Mioveni au fost eliminate din Cupa României după ce au pierdut întâlnirea cu SCM Râmnicu Vâlcea.
Elevele lui Goran Chiurteș au rezistat eroic doar prima repriză, scorul final fiind 18-25, la pauză 11-11. Cupa României Fan Courier a programat miercuri o parte dintre meciurile fazei a doua. CS Dacia Mioveni a primit în sala proprie replica puternicei echipe SCM Râmnicu-Vâlcea. După o primă repriză în care au jucat de la egal la egal cu adversarele lor, handbalistele din Mioveni au cedat cu scorul de 18-24 la pauză 11-11 și au părăsit competiția eliminatorie. Exact ca în meciul din Liga Florilor Mol, din urmă cu câteva zile cu Gloria Bistrița, CS Dacia Mioveni a dat o replică solidă în prima repriză, dar în partea a doua a pierdut ritmul și a trebuit să se recunoască învinsă. Elevele antrenorului Goran Chiurteș au condus chiar și cu 10-7 și au fost foarte aproape să intre la pauză în avantaj. Experiența superioară a vâlcencelor și-a spus însă cuvântul. De altfel, SCM Râmnicu-Vâlcea va juca duminică în sferturile de finală ale European League contra danezelor de la ICAST. La final, antrenorul Goran Chiurteș a recunoscut cu sportivitate valoarea adversarelor, sperând ca pentru meciurile de campionat să aibă mai mult timp de pregătire. Greșele, mai mult niște clar situație și niște pas la out, dar după patru meci la 10 zile și nu am scurt lot și e foarte greu. Fetele, joci bine prima repriză cu mare echipa Vâlcea, dar trebuie să joci 60 minute. E greu joci cu mare echipe la nivel mare, alt, dar fetele dat tot la teren, atitudine și dorință. O să aveți mai mult timp să vă pregătiți pentru meciurile de campionat acum, că nu mai sunteți în Cupa României. După are pauză, are mult timp să se pregătiți și merge înainte. În runda următoare, handbalistele Mioveniului se vor deplasa la București pentru duelul cu liderul campionatului Rapid. Partida este programată pentru data de 2 aprilie. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme frumoasă în județul Argeș cu temperaturi maxime de până la 19 grade Celsius. În nordul județului avem 12 grade la Bughia de Sus, 14 grade se vor înregistra la Berevoiești, 16 avem la Coșești, iar la Câmpul Lung avem vreme frumoasă cu temperaturi de până la 13 grade Celsius. Și în sudul județului avem soare și temperaturi de 18-19 grade. Avem 18 grade la Recea, 19 grade la Râca. De asemenea, la Pitești ne bucurăm de razele soarelui și de temperaturi de până la 18 grade. Și în județul Dâmbovița avem maxime de până la 18 grade Celsius și vreme predominant frumoasă. În nordul județului temperaturile se vor încadra între 12 și 17 grade, iar în sud avem valori cuprinse între 16 și 18 grade. 18 grade avem și la Târgoviște. La noapte cerul va fi senin la Câmpul Lung, iar temperaturile se vor încadra între minus 3 și minus 2 grade Celsius. Mâine vreme frumoasă la Câmpul Lung cu temperaturi de până la 13 grade Celsius. Duminică, dar și luni, temperaturile cresc până la valoarea de 16 grade. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și săptămâna viitoare cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare, vă invit să urmăriți emisiunea Obiectiv Mușcelean. Să aveți vizionare plăcută și un weekend liniștit. La revedere!